Am revenit în direct, dragi telespectatori. Domnule profesor, despre ce consecințe ale acestei revoluții putem vorbi și ce s-a întâmplat cu Lenin Fix după? Vreau să vă spun și e bine ca să se știe că această revoluție socialistă din octombrie, revoluția bolșelvică, un act diabolic în istoria omenirii, a avut o mare influență și o extindere geografică aproape un secol în Europa. Au apărut și alți factori care au favorizat-o, anume faptul că China, prin Mao Zedong, a devenit o țară comunistă după al doilea război mondial, ceea ce a făcut ca să se extindă această negură umană și uh, o penetrare o, asupra destinului altor popoare, inclusiv a României. Am spus înainte de pauză că Nicolae Titulescu a tratat aspectul legat de o relație care tre ar fi trebuit, după părerea lui, să existe după primul război mondial diplomatică între uh, România și Rusia. A fost respinsă această idee a lui, pe de altă parte, era o temere foarte mare și avea justificare această respingere. Însă, uh, analizând actul politic și diplomatic într-o formulă sofisticată și, ca să spunem, mai. Uh, atent, ar fi fost bine ca să se facă un pas în plus. Litvinov, care era ambasador la început în Marea Britanie și acest Litvinov revenind ministru de externe al Rusiei și care era de origine, se spune, evreu și un foarte mare diplomat a stăruit și desigur el era membru a unei organizații masonice europene foarte puternice. Probabil că această organizație a intermediat între Titulescu și Litvinov discuția în sine și care a luat pe cont propriu această problematică, Rusia sau Uniunea Sovietică, cum îi spunea atunci, Uniunea Republicii Socialiste Sovietice, avea nevoie foarte mare de a-și inclusiv pe tărâm diplomatic, influența și Litvinov s-a folosit în această privință, desigur, reprezent de interese Rusiei și de Titulescu. Însă Titulescu vroia, până la urmă, să găsească o motivație prin care Rusia să recunoască Rusia, uneasupră Sovietică, cum îi spunea atunci, unirea Basarabiei și a Nordului Bucovinei cu România și erau, în acest sens, o serie de discuții uh, duse și uh, era foarte bine dacă se ajungea la rezultatul pe care, desigur, l-am fi dorit noi, să recunoască că unea sovietică apartenența la Basarabiei, ca urmare a unirii din 27 martie 1918, că Basarabia a venit la țara mamă înainte de a veni Transilvania, care s-a întâmplat la 1 septembrie 1980, la 1 decembrie 1918. Așadar, a avut o mare influență. S-a fost o gândire pe termen lung. Stalin a înființat Cominternul. Cominternul era o organizație concepută de Stalin prin care, prin care comunismul, care trebuia să se extindă la scară mondială, avea filiale sau avea reprezentanțe în toate statele europene. Cominternul care s-a fost desfințat în 1952, dar Cominternul, chiar desfințat, a trăit ulterior bunoar în România. Putem spune că Cominternul a supraviețuit inclusiv în 1989, prin cei care au preluat puterea. Brucan, Alexandru Bârlădeanu, Petre Roman, care provenea dintr-o asemenea familie, și persoane care au fost pregătite în Uniunea Sovietică, s-au infiltrat în România, au fost chiar judecări și condamnări ale unor agenți de influență pentru că Partidul Comunist Român care avea o forță mică, era un, num un număr minim, nu era o mie de membri în toată România de atunci și au spus că România este un stat capitalist, exploatator și care oprimă alte popoare și care trebuie desfințat. Și atunci în tot în 1924 a fost Partidul Comunist Român declarat în afara legii. Și uh, declarat în afara legii, însă activitățile lor subversive au continuat, inclusiv în timpul războiului. În fabricile care produceau armament nu se punea praf de pușcă și se, materiale care să producă explozie și care să uh, aducă pagube dușmanului, erau nisip. Când se... Când se pornea, să spunem, un obuz, el cădea jos în fața țevii, fără ca să producă vreun efect exploziv. Așadar, foarte atentă a fost mișcarea comunistă promovată de Stalin în întreaga lume și cu o înverșunare diabolică a fost să mai departe și ce s-a întâmplat după al doilea război mondial este efectul pornit de la Marea Revoluție Socialistă din octombrie, de fapt din 7 noiembrie, începută de Lenin și care l-are ca inițiator pe acest individ care nu era de origine rus, era suedez, era vreo vreo două, trei componente etnice în viața lui, așa că el s-a declarat rus, dar n-avea nimic comun cu poporul rus care, mă rog, a dat lumii și lucruri frumoase, însă prin bolșevism, prin comunism, a adus Rusiei, a adus poporului de acolo din țările componente ale unii Sovietice și în prezent a Federației Ruse o lipsă de încredere și considerate fiind ca popoare sau ca o națiune nedemocratică și lipsită de spiritul libertății. Asta s-a întâmplat datorită faptului că încă de la Revoluția din Octombrie încet, încet, orice orice drepturi, orice măsuri democratice, orice libertăți ale persoanelor au fost total diminuate, total obturate prin acte de forță. Grija importantă a fost și a lui Lenin și a lui Stalin și a tuturor celor care au condus Uniunea Sovietică după, pentru că de aceea am avut tema respectivă, ca să ne dăm seama ce importanță a avut negativă însă această Revoluție bolșevică. Și atunci trebuie să ne gândim că istoria se repetă dacă nu ne amintim de ea și dacă o uităm. Și în zilele noastre se reașează din nou pe baza unor influențe, pe baza unor atitudini ale Rusiei, Federației Ruse, ale Chinei, ale Iranului, pe de-o parte, pe de cealaltă parte a statelor democratice, o polarizare. A voinței popoarelor, și o încercare de a manipula, de a manevra uh, diferite evenimente din lume, și care să staturnețească, ca să spunem, o nouă ordine mondială. Ceea ce trebuie să fie atentă în această privință România și să vadă oamenii pe care îi promovează. Discutam înainte de președintele României, care nu face nimic pentru România. Nu spun că intră într-un club sau într-o direcție, ca să spunem, dictatorială sau promovează politica, știu eu, dusă de state care desfășoară activități absolut nedemocratice, dar nu face nimica pentru această țară. Pentru că după război, România a fost îngenunchiată. Îngenunchiată tocmai de imperialismul bolșevic. Și noi vorbim de comunismul românesc, comunismul românesc are trei etape. Are prima etapă până în 1954, când a plecat armata Rusă, și vorbim de un comunist stalinist. După care vorbim de uh, o instaurare a unui comunism, să spunem, puțin mai, mai, mai domestic și, desigur, după 1965, comunismul național român, dar tot are ca izvor mișcarea comunistă internațională, internațională a socialistă care s-a înființat atunci și cele două cele două forme de organizare a celor socialiste pentru că după război mai multe state au intrat în sfera de influență stalinistă, în sfera de influență a Imperiului Sovietic și atunci dacă tema respectivă o analizăm și e bine să știe ce s-a mai întâmplat în istorie chiar dacă a trecut peste 100 de ani faptul că trebuie avut grijă de către cei care conduc popoarele la ora actuală, țin în seama și de dezvoltarea tehnologiei militare să ajuns la arma nucleară, astfel încât să fie salvată planeta, astfel încât să fie salvată populația de pe planetă și condițiile ei de trai, prin măsuri de protecția mediului, prin măsuri de egalitarism și de egalitate socială și prin măsuri prin care totuși poporile acestea care au de suferit cum sunt uh, sirienii, cum sunt palestinienii, uh, Ordinea Mondială și Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite, care a luat locul uh, Națiunilor Unite, uh, care unde am avut și președinte, tit titulez că a fost totul președinte al Națiunilor Unite, să-și facă datoria față de popoarele pe care le au de de condus și pentru a dezvolta mecanismele democratice, mecanisme de apărare a democrației, încât să nu ne trezim din nou la un moment dat sub cizma de dictatorial a unui regim sau altul, inclusiv religios. Să sperăm că oamenii au fost mai atenți la ceea ce s-a întâmplat în trecut și greșelile nu se vor mai repeta. Însă, din păcate, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Alături de noi l-am avut ca invitat pe domnul avocat, profesor universitar Ioan Sabou Pop. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și în continuare vă invităm să urmăriți și restul programelor noastre.